Există, din păcate, multă patologie psihiatrică, nu doar la noi, ci în toată lumea. Se pare că psihicul uman, nu doar de la aceste evenimente, ci de la ritmul alert al ultimelor decenii, a fost afectat și ne confruntăm cu multe cazuri de tulburări depresive, tulburări anxioase, cu tulburări de gândire, cu tulburări de memorie, care beneficiază de tratament. Sigur că riscul unei decompensări în condiții de stres este mare. De cele mai multe ori însă, aceste persoane se află sub un tratament cronic controlat de către psihiatrii și familia, e important să nu ezite să controleze medicul curant, să-l contacteze și să stabilească dacă este cazul să ajusteze schema de tratament. E foarte importantă conexiunea în acest moment telefonică, online sau în orice altă modalitate la distanță pentru a face față acestei perioade.